Cam câte puncte credeți că faceți, domnul Becali, în această grupă? Acum că știm totul, știm componența clară. Băi, eu să zicem așa. Acasă să zicem să vrem un egal cu Manchester. Și celelalte trei să le câștigăm. Deci 10 puncte, da? Deci bateți Olympiacos, Mitilan și pe Letoni, pe Riga. 10 puncte, da? Da. 10 puncte. După aia ce avem în deplasare? Hai să vedem. Rangers? Rangers facem un egal. 11 puncte. PAOK Salonic? PAOK s-o batem. Să facem 14 puncte. Karabakh în Azerbaidjan? S-o batem. Să facem 17 puncte. Și Hoffenheim în Germania? Să mâncăm bătaie. Chiar vreau să vă întreb. Chiar nu pierdeți niciun meci? Păi nu, păi da. Am zis... Păi cu 17 adică... puncte, să știți, cu 17 puncte eu cred că sunteți în primele 8, adică calificați în primăvară europeană. Primăvară, eu... și 9-24, numai știu, că în cultură preliminar. Calificat direct, în cultură preliminar, da. Bă, tată, eu așa îmi doresc, adică și nu e ceva nerealizabil, adică nu e ceva... Bă, nu am căzut cu City, să zici, bă, face gal cu City. PAOK ăla e cam greu acolo. Nu PAOK, Olympiacosul. Olympiacos e câștigătoarea Conference League. Da. E câștigătoarea Conference League. A bătut pe Fiorentina în finală. Da, tată, dar jucăm acasă cu ei. Îi batem noi. Arena plină. Antrenor spaniol care a mai luat Conference League ăsta, care a fost la Sevilla, cum îl cheamă. Noi, da? Da, bă, acum eu n-am antrenat Brăneștiu, da? Era greu acolo. Nici Buzărin n-a antrenat, doar s-a sfătuit cu Ilie Stan. Antrena Ilie, eu îi puneam jucătorii la dispoziție. Deci sunteți foarte optimist după această grupă. Da, da, da.